A 14-a ediție Expo APA 2012, manifestare organizată de Asociația Română Apei, a reunit la Palatul Parlamentului operatori de servicii de alimentare cu apă și canalizare, furnizori de echipamente și tehnologii, cercetători, autorități publice centrale și locale, instituții financiare. Vrem să sprijinim industria românească care produce tehnologie și echipamente pentru a asigura pe operatorii de servicii cu partea de infrastructură necesară asigurării către populația acestor servicii și să completăm unele elemente, unele tehnologii ce vin din exterior. În acest moment, practic, avem cea mai completă ofertă din România de la stații de tratare a apei, stații de epurare a apei, stații de clorinare, pentru rețele de apă, vane, hidranți, cuplinguri, bineînțeles pentru partea de epurare, gestionarea nămolurilor, deshidratarea lor, directiva europeană spune minim 35%, avem utilaje care scot 40% substanță uscată și o mulțime de alte produse, vedeți și ce e în această expoziție, care ne situează pe o poziție foarte bună în momentul ăsta și suntem competitivi încă o dată. În momentul ăsta sunt semnate proiecte de peste 4 miliarde de euro cu companiile de apă din România în domeniul alimentărilor cu apă și canalizării și sperăm ca aceste valuri de miliarde de euro să lase și o industrie în România. Din păcate, suntem puternic nefavorizați în competiția cu firmele străine. În portofoliul nostru de activitate avem stații de epurare compacte, de la 200 până la 6.000 de locuitori, stații, echipamente pentru stații mari până la 100.000 de locuitori, vidanje, autocuruțitoare și mașini pentru transportul gunoiului. Suntem o companie 100% românească. Suntem entuziasmați de cele ce se petrec acum la Expo APA 2012, întrucât noi în Republica Moldova avem o situație mai conservată, să spunem așa, cum era în perioada regiilor de apă din România până la anul 2000. Deci cu interes luăm parte la toate lucrările, la toate forumurile care se petrec aici la Expo APA 2012, așa că să luăm ceva nou ca să fie implementat nemijlocit în cadrul regiilor din Republica Moldova. Cele 4 miliarde de euro destinate acestui sector pentru îmbunătățirea condițiilor de mediu prin programele Uniunii Europene sunt un magnet pentru companiile puternice din țară și din străinătate. Accesarea acestor fonduri de industrie autohtonă de profil ar duce la înființarea 10.000 de locuri de muncă.